V-am promis că o să vă arăt cum fac eu dulceața de cireșe cu vișine. Și astăzi am fost în piață, ca norocul că m-a dus femeia care am cumpărat de la ea, m-a promis că mă duce astăzi și m-a dus, dar numai 5 kg exact. Dumnezeu știe că nu, nici mai mult, nici mai puțin. Cât m-a dus, atât am luat. Deci 5 kg și vișine, cât o fost, Angie, cât o fost vișinele? 3 jumate sau 4 jumate? Deci Cred au că fost trei mai jumate. 3 Trei jumate. jumate, 3 da. jumate au fost sigur. Cred că Atâta da. e porția, deci 5 kg de cireșe și 3 kg de vișine. Dar dacă îi mai mult acum, sorry. Și acum mă pun să le pregătesc. O să vă Da, arăt și deci. asta. Vreau să vă arăt cireșele care am cumpărat în piață. Cireșe amărui și vișinile. Uitați, ăștia sunt, chiar m-am pregătit cu codiță ca să vă arăt. Ăștia sunt cireșele codrinești, cum ziceam noi. Așa arată, mai micuți și petroase, mai tari. Vedeți? Astea stau foarte, foarte bine în dulceață. O să sparg una să vă arăt. Așa. Așa arată. Vedeți? Dar eu când le sparg, le sparg așa. Pun mâna aici și ea să... și ea rămâne întreagă. Mai vă arăt? Așa. Deci, așa să faceți și voi. Da. Așa și iasă tot. Bine, fiica mi-a zis că în Germania există un aparat care pui mai multe și le sparge el și scoate țâmburii. Da, păi la noi poate că este, poate nu, nu știu. Acum numai ce am aflat așa ceva. Acum vă arăt vișinile. Astea și la vișine este care sunt mai mărunte și este care sunt mai mari, așa cum le-am luat eu astăzi de la doamna. Sunt mai mari. Ziceau ei că își vișine moacre. Deci cireșe mai măricele, mai și mai dulceagi. Că astea poți să faci și compot cu ele. Acum ce vreau să vă spun eu, că de-aia v-am explicat atâta, dacă sunt cireșele din astea și dacă cumva nu aveți vișine care sunt mai dulceagi, eu am spus că se pune la rețeta asta 2 kg de zahăr. Dar dacă îs vișinile mai acre, n-are nimic dacă puneți 3. Și atunci nu mai puneți niciun fel de conservant. Că le ține zahărul. Și atât. Iacă vișinile. Așa arată vișinile noastre. Uite, le pun aici pe cum vi le desfac să vedeți. Așa. Dar eu tot așa fac și rămâne așa. Asta nu vrea. Nu fi fost mai necoaptă. Și atunci le puneți așa împreună și puneți zahăr peste ele de seara până dimineața și de dimineață le dați un clocot. De când începe să fiarbă, le lăsați jumătate de oră. Și când mai aveți timp, mâine zi, mai le dați o jumătate de oră și atunci o să vedeți dacă mai trebuie ferte sau nu. Că ele se încheagă și să își lasă siropul lor. O să vă arăt amele care le-am fiert odată și acum sunt ferte a doua oară. O să vi le arăt cum arată, cum e siropul ăla care și l-o lăsat. Am spart cireșele și vișinile, am spus că vă arăt. M-am hotărât cu nora mea ca cele ce v-am arătat când am făcut papanaș să rămână dulceață, să le pun în borcan. Și astea le-am spart, punem zahăr pe ele și le punem în borcan pentru prăjituri, fără să mai le fierb. Deci nu mai pun zahărul,
Și mâine dimineață pun conservant peste și pun în borcan și rămâne până iarna. Deci rămâne peste iarna. Da. Nu se strică. Eu acum pun 3 kg de zahăr. Și rămâne așa. Nu vă speriați că e mult 3 kg de zahăr, fiindcă sunt 8 kg de fructe. Fructe, deci cireșe 5 kg și 3 kg jumate, încă 8 jumate de vișine. Da. Și atunci nu-i mult. Acum se amestecă puțin. Amestec și rămâne așa, să dizolvă până dimineață, lasă o zamă, o apă. Și atunci pun conservant, să văd ce găsesc, nici nu știu ce conservant să iau, un plic, două, și pun aici și le pun în borcan și atunci la iarnă, când îmi trebuie, iau numai de acolo și nu sferte, nu nimic, a scrude. Da, e mai bine așa. Alții pun în congelator așa, dar eu o fac așa cum știu. Puteți și fără fierbere, că prin fierbere, după câte știu eu, fructele își pierd în vitamine, nu? Da, e adevărat. Dar nu, știi cum e, dulceața e dulceață și asta e altceva. Da, da. Aia îmi trebuie la cornulețe, la altceva. Da, la aia e altceva, bineînțeles. Da, da, la da. Dar așa, dacă plătite, la mai știu la ce. Da, dacă vreți așa, așa e super. Pentru prăjituri, pentru torturi. Aștia care super. Nu sferte, mai ales când faci un chec cu fructe, știți? Luăm fructele de acolo, din borcan, nu sferte, nu nimic, așa crude și le punem în compoziție. Sau un tort, sau mai știu eu ce. Așa rămâne până mâine. Și atunci mâine le punem în borcan, nu? Mâine o să vă arăt că le pun direct în borcan, fără să le fierb. Și cu asta atât. Și cu asta atât. Da, deci celălalt e acolo pe... Ăla mai trebuie. Ăla mă așteaptă mâine dimineață, îl pun în borcan. Ar fi pus astăzi, dar micuța nu ne lasă în pace. Nu ne lasă. Și singură nu pot. Și da. Să pun în borcan, da, și da. Să filmez eu cum să fac. Da. Și așa că lăsăm pe mâine dimineață, până la vreo 8, scol pe normea și atunci micuța doarme. Doarme până la 9, la 10, fiindcă mâine nu merge la grădiniță. Că dacă ar fi fost la grădiniță, ar fi fost altceva. Ar fi fost, da, altceva. Dar nu merge și atunci o lăsăm pe ea să doarmă. Și noi ne facem treaba. Că așa n-avem. Acum am la televizor. Ne face o baie și o culcăm. Vă doresc noapte bună! V-am promis că vă arăt cum pun în borcane vișinile crude. Crude. Cele vișine, adică vișine cu cireșe împreună, dar scrude. Nu le-am fiert, nu am făcut nimic. Doar am pus zahăr. Dacă auziți, o să vă aude încă zahărul, că nu-i topitor. Și acum punem în borcane. Mai scoate un pic să arată aici. A, așa, așa. Așa e bine. A, așa. Așa? Da, așa. Ok. Și ăsta e când facem checuri, când facem ceva... Prăjituri. Da, la prăjituri. Pun așa prima dată, că așa se poate, văd că... Și siropul ce ne rămâne, punem într-o sticlă și o să aibă Natalia o bunătate de sirop la iarnă. Cu apă minerală, cu... Da. Așa. Și acum punem sucul de la ăsta. Un pic acolo să fie.
Trebuie să-mi iau eu și o linguriță să apăs aici. Așa. Dar cine-a pocnit așa? Borcanul. Așa. Unde s-a pătat? Întotdeauna se apleacă un pic borcanul. Bine, nu spun pentru doamnele ca mine, de vârsta mea, că știe mai bine ca mine. Și poate să-mi dea chiar indicații, dar la fetișcanele astea care vor și ele să facă, să ține un pic borcanul așa mai aplecat. Și când puni dulceața aia fierbinte după foc și chiar și asta care se pune acum, se pune un pic înclinat. Și atunci, asta nu mai vrea să primească nimic. Și atunci este treaba. Atât. Nu e adevărat. Gata. Ia, Istenem! Iar m-a căzut! Să mai întâmplă! Dacă auziți că mai spun câteodată Istenem, nora mea e unguroaică, tata e fost ungur și mama s-a româncă. Așa că dacă mai auziți câteodată Istenem, asta e. Păi de la mine e învățat. Da, cum? Tata, eu a fost ungur. Și-a murit săracul de tânăr la câți ani au avut când au avut? 55, da. A făcut infarct. S-a uitat săracul la caseta care... Sau CD-ul sau casetă? Ce-a fost? Că de atâți ani. Chiar nu știu. CD-ul de la nunta lui fiică-sa. Și cum se uita acolo la CD-ul, încă merea televizorul. Și așa a murit sărac, a făcut infarct. Chiar ne pare rău că a murit, dar ce să zic, asta e viața lui fiecare, nu se știe cât o ducem pe pământul ăsta. Mai devreme, mai târziu, numai Domnul știe când o fi aia. Nu se știe când e plecarea. Exact. Când trebuie să plecăm. Deja s-a pus. Între timp, am mai vorbit și la telefon cu cumnată mea, că Izoa lui fiică-sa, și ne-a invitat să mergem la ei. Și eu vorbeam cu ea, dar am pus și... În sticlă nu m-am oprit, că vreau să fac și mâncare și mă ia căldurile alea mari și nu suport aer condiționat. Că m-aș pune aici în bucătărie, nu-i problemă, dar nu pot, nu suport. De multe ori nici hota nu-mi place că merge. Asta e. Ce să facem? Nu știi tu că la țară se scoteau aragazele afară? Nu aragazul. Aragazul mai rămânea acolo. Soba. Sobele, soba. Da. Soba. Avea bunica mea, Bunica mea mai departe de curte, mai câtă grădină, avea nu știu ce pom era, la prun sau măr sau așa ceva. Ceva era, dar nu mai știu eu ce. Și acolo sub prunul ăla, la umbră, punea... Făcea mâncare. Punea soba. Da. Soba era, da. Soba de tablă,
tip cismă. Da. Știu că cismă de aia da, era da, sobă de aia. Și aici sus unde era cuptor, duba. Acolo da. Era mai sus și acolo punea ea ce avea să... Mai punea un lighean cu apă caldă, eu știu ce mai avea acolo. Și odată a venit o ploaie mare, era vară, și dintr-o dată a venit ploaia aia. Și mâncarea ei, săraca, era pe foc, vă dau cuvântul meu că nu vă min. Era pe foc acolo, pe sobă. Și ea ce-a făcut? O fugit repede afară, a pus capac deasupra peste mâncare. Mâncarea ofertă acolo, bine, mersi, ploaia în 15 minute, 20 s-a dus și mâncarea era gata că s-a dus și ploaia. Toate peripețiile a lui bunica mea, săraca. Pe timpul lui Ceaușescu, o măturat, dacă mă aude sorul mea, poate și-aduce aminte ce spun eu acum. Era săraca în mijlocul camerii, mătura. Și în o dată s-o lua curentul, pe timpul lui Ceaușescu s-o lua la 8, da. La 9 s-o lua curentul. S-a ia curentul. Și eu continuat măturatul pe întuneric. Eu. Și zic, mă, ce măturat? Las că sunt eu. Și am măturat mai departe. Nu știu că eu nu stăteam la ei, că m-am căsătorit și eram... Mă treceam drumul și m-am dus acasă, dar nu știu gunoiul ăla cum o fi fost acolo. Bine, nu a fost el acum să le cu lopata mare. Da, da eu o mătura săraca. Da, nu ne dădea nici curent, nici... Trebuia copiii repede, repede să-și facă temele timp de iarnă, mă refer. Că să ia curentul și trebuia să fie tot cu lecțiile făcute. Până nu se ia curentul. Cine stătea la bloc trebuia repede, repede să facă baie. Că să lua curentul. Da, 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 da. Ce era să mai faci? Trebuia tot programat. Da. Înainte. Clar. Nu cum e acum, că suntem lejeri. Era și frumos, era și plăcut. Dar era și puțin mai așa. De ce era frumos, vă spun. Dar știți dumneavoastră mai bine. Acum, în România, rar, dacă e toată familia, mă refer, nu numai cei din casă, chiar și neamurile, să fie tăți acasă. Tăți plecați, tăți zboară până toate părțile. Și când te puneai la masă, erau toți împreună. Eu am avut și am, nu numai că am avut. Am avut 3 copii mici, deci am 2 fete și un băiat și după ce mâncau, eu în timp cât ei mâncau acolo la masă, repede mă puneam și curățam niște mere, pătind de iarnă mă refer, și puneam într-un castron așa mai mare și puneam pe masă după ce au mâncat să aibă și fructe. Și am avut cui să fac. Acum mai am pe băiatul meu cu mine. Doamne, mulțam. Și fetele vorbesc cu ele. Dacă nu zilnic, tot a doua, a treia zi am vorbit cu ele pe internet. Nu-i problemă, dar nu-i mai ce-a fost. Eu aia vreau să spun. Nu-i mai. Tăți îți plecați, tăți îți duși. Acum cășile îs ruine. Vai și amar. Ce face banul din nou. Și când moare omul, ce duce cu el sau ce lasă în urma lui? Nimic. Dar așa e lumea, așa e omul, așa e, nu știu ce să zic. Mai am câteva cireșe și nu mai am borcan, așa mic. Bunele. Sau le las acolo în sucul ăla care... Da. Să le las așa. Da, da. Așa fac. Uitați cât suc a rămas. O rămas. Și uite ce culoare are. Deci asta așa super e acum vara. Uite. Cu apă minerală de la frigider. Wow. Uite. O fi mai gustos. Da. Deci o să fie mai gustos. Unde-i sticlele, Angie? Acolo, în spatele tău. A, aici? Da. Așa. Da, acum punem siropul. Și eu am și polonic din ăla care are aici ca o... Să poți să-l da, da, da. În spice.
Spice înseamnă cămară. Să știți. Ca să știți. Așa se zicea. Și înainte nu mai m-am dus după el. La cămară, Spice. Știu că și străbunica mergea. Dar uite, aici a intrat o cireașă din aia și numere în jos. Înfundat, complet. Ia să pun eu așa. Da, de unde? Că faci până la mine. Nu? Nu. Iar sunt dus. Dacă ar fi fost în altceva, într-un idee mai... Mai... Cu gura mai mică, asta e prea largă. Da. Și are loc să plece. Să se ducă. Foarte greu intră, fiindcă intră cireșele pe țava aia, știi? Mm-hmm. Și atunci n-are loc. Da, dacă ori mai rămas. Cine are nevoie de suc bio, să-și facă așa. Nu-i mare lucru. Da. Și s-ai făcut un suc fără euri, fără conservanți, fără, cum spune ei, tătia alea. Crede-mă că au intrat și cireșele, n-am scos nimic de aici. Deci au intrat cireșele aici. Da. Mai pui? Așa, să nu fiu gârcită. Așa. Să te fac frumos. Și unde sunt capacele? Acolo, în spate. Să zic, dar tu până acum nu m-ai filmat. Nu. Vezi, așa întrerup tu și atunci mă întreabă femeile, dar drojdie, a pus, doamnă? Da, a pus, dar nu l-am soltat pe alte părți. Eu nu mi-e dă vină. Deci cu siropul ăsta se poate însiropa și pandișpanurile, la plăcinte, se poate face și mai la ce se poate? La orice, ce la vrei, orice faci vrei. Suc cu apă minerală, cu sifon, cu... dar sifonul mai există. Sifon, nu mai există. Apă minerală de aia mai tare. Și atunci pune aici și bei. Da, înainte erau sifonurile alea, sticlele alea cu... pompă din aia. Cum se zicea la pompa aia, că nici nu știu. Eram mică. Eu nu știu, eu știam că merg după sifon, atât da, tot. Da, și eu tot așa știam. Apăsai pe mânierul ăla și venea sifonul. Doamne, nu-mi vine să cred că nu mai există așa ceva, nu știu. Să știi că noi nu prea eram cu sifonul. Că era foarte gazos, nu? Da, da, era foarte. Apă minerală, Lipova, exista atunci. Aia știu că lua maica mea. Da, nu, e acum. Da, mai rar când luam apă minerală, ăsta e adevărul. Beam de la fântână apă. Acum ne-am modernizat, nu știu de ce, că luăm baxuri de apă. Da. Înainte nu am luat nimic. Aia a fost așa, nu m-au... Era mai fițoș când luam și noi o apă minerală. Mai este de o sticlă? Cred că da. Că de o sticlă jumate. Nu. Da, asta și pot fi. Da, mai stai aici cu minte, ce tăiești atâta de...
Perfect. Câteodată îmi place să mă joc. Ultimul borcan, sticlă. Ultima sticlă. Două fost destul. Ce mă joc? Deci chiar un fost sirop. Cu cât se pune zahăr mai mult peste fructele astea, cu atâta stă bine și nu face floare. Ca să nu mă duc eu după pâlnia mea acolo la cămara mea, am luat de la robot și de-aia curge și pe mâini și pe sticlă, că nu-i ce trebuie. Deci sirop fără conservanți, fără euri, fără coloranți? Bio. Bio. Exact. Așa puteți să faceți de smeură, de vișine, de... Dar cel mai bun e, zic eu după mine, vișine cu cireșe. Și atunci smeura și mai multe, cât, din câte nu se face, din, și din caise se face. Și din atâtea. Și uite așa. Ceva la fund. Gata! Am terminat pe ziua de astăzi. Dar eu n-am terminat încă. Eu trebuie să fac de acum să pregătesc să mâncăm. O fi cald, dar mai trebuie și să mânci. Și aceasta este realizarea mea. De dulceață bio, da, și suc, sirop bio. Dar uitați ce fain e sticluța mea. Da. Așa că puteți să faceți și dumneavoastră, că nu-i greu. Da, nu-i greu. No. Să pune zahărul de seara până dimineață, își lasă tătă zama aia lor. Da. Și le pui înapoi și gata. Nu-i, nu-i, mare, nu-i lucru. Mare lucru. Dacă vi frică că nu puneți suficient zahăr și poate fermentează, dar nu fermentează, vă garantez că de ani de zile fac asta, dar dacă vă este frică, puteți să puneți un plic de conservant. Și atunci... Bistoși nu mai să fermenteze. O spus un guraica și ia pe limba ei. La revedere! Bună ziua! Am început să punem dulceața care am spus că o pun. Așa arată acum, fiartă de două ori. Minunat! Dar acum dacă eu vreau să o pun în borcane, deci ea se mai subțiază de nou. Dar eu vreau să fie cald când pun în borcane, să fie cald bine, bine, deci fervinte. Acum dau un clocot și când dau un clocot, imediat pun în borcane. Nu știu dacă e filmarea pas cu pas tot, cum... Da. Deci le-am spart, am spus că am pus 3 kg de vișine la 5 kg de cireșe. Cireșe din alea amărui. Asta e o rețetă. Eu am pus dublu. Cine nu-i bineînțeles, nu înțeles ce am spus eu până acum și le interesează, să intre și să mă întrebe. Cel mai bine. Spun eu.
borcanele. Da. Aici au fost în mașina de spălat vase, le-am pus toate borcanelele, ca să le sterilizăm, le-am fiert. Doamne ajută să putem să sfârșim cu bine gemul, da. Sau dulceața. Dulceața, vezi că știi. Fetelor, vreau să vă spun, dacă cumva n-ați mai făcut dulceață și vreți să faceți dulceață de casă și v-am spus acum pas cu pas cum am făcut, uite, la mine și acum ferbe, dar e dat așa pe încet și când se pune în borcan așa fiert cu măi, țineți borcanul mai înclinat, așa, și nu vă fie teamă că nu vă ardeți. Așa se ține borcanul și atunci să ia, să se șteargă dacă cumva l-am pătat. Se înșurubează, se pune aici, se strânge mai tare și gata, se pune aici. Nu-s murdare borcanele, să zici că le-am pătat, le-am făcut. Toate intacte. Așa se ține borcanul, uitați. Așa înclinat. Înclinat, așa. Și imediat a spus. Așa. Aici l-am pătat un pic. Iau și îl șterg. Și gata. Deci am terminat cu dulceața, am pus deja în borcane, nu mai m-a ajuns, am mai pus 5 bucăți așa. Acum sferbinți, să faci așa, să acoperă, ca să nu le fie fric. Da. Să acopere că exact ca când le pune în cuptor să prindă coaja aia deasupra. Ei se încălzesc unul de altul. Le acopăr. Așa. Și stau aici până mâine. Și mâine le scoatem. Așa. Deci ele stau aici, toate sticlele astea stau, borcanele, stau unul de la altul că sferbinți și se face pânza aia care s-ar putea pune în cuptor, dar nu-i nevoie. Aici ei se încălzesc de nou ca când ar fierbe de nou. Și mâine le scot și gata, și le pun în... Atâta mai m-a rămas. Atât. M-a rămas și uite așa arată. Mm-hmm. Acum încă mm-hmm. E cald, încă nu-i rece chiar. Super. Și așa arată. Hai, sunt egal, bine, e minunat. Dar n-am cuvinte să vă spun cât e de bun. Vișine cu cireșe, foarte bun. Cam atât pe zoada astăzi. Dacă nu aveți ceva lămuriri sau puteți să mă întrebați. Că eu vă spun cu drag. Na. La revedere! O zi bună! Bună ziua! V-am promis că vă arăt pas cu pas cum am făcut dulceața de cireșe cu vișine. Acum o descoperim că o sta la cald
Cu toate că la țară zicea, când am pus, atunci mă duc să le scot. Deci dacă eu le-am pus la 3, la 4 după masă, ar trebui să mai le las. Dar eu nu am loc aici să-mi fac mâncare și de naștea. Și atunci eu o desfac acum că e destul. Cât o stat la cald, ia câtele. Aici au stat ca în cuptor, ca în cuptor. Deci ei au prins, și uite ce curat am lucrat, nu și dacă vă, să mă credeți că încă e cald. Încă e cald. Și acum aici deasupra au prins coajă. Desfac una. Da. Nu pot. Am putut. Uite, hai. Uite, vezi că este coajă? Da. Deasupra. Da. Și atunci nu se strică. Fiindcă nu-i fluid așa, să fie fluid. Îi bine legat. Și acum o să le ducem la cămară. De aici. Nu m-au ajuns borcanele astea frumoase cu pătrățele, cu capacul pătrățele și am pus și din ăsta la. Nu-i nicio problemă. Și așa arată. Numai că-ți fac și pe ăsta, că v-am arătat mai unul. Și chiar poate nu e bine. Nu-i, da, în sfârșit. Alții nici nu mai punea, înainte să punea ciolofan, să lega, dar știu să leg și ciolofanul, să pune ciolofanul aici și întorceam ața așa și atunci legam bine, bine și... Dar alții nu puneau ciolofan de fel și lăsa numai coaja aia, o punea în cuptorul de pită, tătă, dulceața sau gemul ce-o fost. Și atunci prindea coaja aia deasupra și rămânea așa pur și simplu și punea un ziar deasupra păstătății. Da. Deci știu și asta. Vezi că știu?